Inspectoratul Județean de Jandarm Giurgiu și-a deschis larg porțile în fața publicului cu ocazia aniversării a 164 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române. Sute de copii, dar și părinți sau bunici s-au arătat interesați de manifestările organizate cu acest prilej. Pentru început, vizitatorii au efectuat un tur al instituției, au asistat la un filmuleț de prezentare al principalelor misiuni executate de jandarmi și au avut ocazia să poarte discuții chiar cu conducerea unității. Rolul nostru este, ca să vă explic, să înțelegeți, să prindem pe oamenii răi și dumneavoastră, voi, copiii, părinții voștri să se simtă în siguranță. Bine ați venit! Astăzi vom desfășura o serie de activități. Începem cu un club în care o să vi se prezinte un film de 6-7 minute privind activitatea jandarmeriei. După care vor fi spațiile de vizitare, vizitați biroul meu, mașinile pe care le avem. Afară, în curtea unității, jandarmii și-au prezentat o parte din armele din dotare, ținute militare, materiale de comunicații, intervenție și protecție. Punctul forte al manifestărilor organizate de jandarmerie l-a reprezentat prezentarea unor exerciții demonstrative de imobilizare și prinderea infractorilor. Jandarmii giurgiuveni au arătat, printr-o situație ipotetică, modul în care se intervine în cazul prinderii unor infractori care au tâlhărit o persoană în plină stradă. Nu au lipsit focurile de armă. Acțiunea a continuat cu prezentarea unor exerciții de autoapărare, o demonstrație care a încântat la maxim audiența, în special pe copii care au aplaudat la fiecare execuție. Finalul a aparținut celor 5 câini specializați din cadrul jandarmeriei Giurgiu, 4 pede special antrenate pentru reținerea infractorilor, detectarea urmelor sau a obiectelor. Per total a fost o acțiune reușită în care jandarmii giurgiuveni au demonstrat încă o dată că merită să se bucure de încrederea populației, așa cum au indicat și ultimele sondaje de opinie.